L-am informat pe premierul României că nu este necesar să supună la vot în CEX mandatul ministrului de interne, motiv pentru care i-am spus că pun mandatul pe masa domniei sale. Referitoare la presiunea străzii, acum una nu ne-a deranjat, ne deranjează acum. Plec cu fruntea sus din Ministerul Afacerilor Interne. Doamna Carmen Dan cred că este dezinformată dacă a făcut această afirmație. Niciodată Partidul Social Democrat nu va ceda presiunilor președintelui. Eu cred că unii membri ai partidului nostru nu au învățat nimic și au crezut că dacă ies în spațiu public înainte de a vorbi în forul statutar, îi va aprecia cineva. Poate îi va aprecia cei care vor răul acestui partid. Se vede că interesul personal pentru unii este mai mare decât interesul politic. Bună România, bună seara noastră și invitațiilor dumneavoastră. Moment istoric petrecut astăzi. Doamna Carmen Dan, atât de fixă în guvernele care au tot sau care s-au tot înlănțuit. Iată că pleacă astăzi. Bună seara, Răzvan Zanfir, o veste extraordinară pentru tine. Bună un amator, seara. Un consumator de Carmen Dan. Nu o să te dezamăgesc. Am fost extrem de trist astăzi când am descoperit că doamna Carmen Dan și-a dat demisia și nu mai este ministru de interne. Adică, presupun că toată lumea știe că am avut grijă să fie public, că nu am detestat un om politic așa cum am detestat-o pe Carmen Dan. Am fost extrem de dezamăgit să descoper că dânsei i s-a oferit șansa demisiei. Deci eu nu ce mi-e bucuria de a avea știrea Carmen Dan dat afară în șuturi din minister. Aici e nesimțirea că deci doamna Carmen Dan și-a dat demisia. Deci este inadmisibil să-i permis demisie și ea să aibă dreptul să spună că lumea nu prea ține minte, stă și cravata asta de nervi așa, lumea nu prea ține minte și probabil peste câțiva va spune, dar Carmen Dan care a demisionat de onoare în 2019, numai și demisia de onoare la Ministerul de Interne. Da. Dom'le, nu are voie, a treia spusă, am dat-o afară pe Carmen, Dana, cum îi spune ea, deci asta am vrut să... Bă, de altă parte, vezi tu, eu care sunt un consumator de doamna Viorica Dăncilă, sunt încântat, pentru că nu s-a putut, n-a putut să-și pună broșa asta doamna Dăncilă, să spună, doamne, eu sunt cea care a dat-o afară pe Carmen Dan. Adică nu va putea veni în campanie electorală să spună, să-și inventarieze succesul ăsta. Doamne, eu sunt cea care a făcut... Tu te bucuri doar pe zona de Dăncilă, da, care a fost limitată Dăncilă. Eu văd un pic pe zona de Carmen Dan, pentru că am această convingere fermă, Carmen Dan e mult mai periculoasă decât Liviu Dragnea, decât Viorica Dăncilă, decât oricine. Deci, practic, de la imea sub dictatori, venea Carmen Dan. Ființa Carmen Dan. Mie mai degrabă nu-mi place Viorica Dăncilă decât nu-mi place Carmen Dan. Adică dacă le punem la oaltă pe cele două, mie mi se pare că... Deci Viorica Dăncilă nu-mi place. La Carmen Dan era un pericol de siguranță națională. Corect. Adică nu mai era de plăcut, îmi place, nu-mi place. Că sigur, ea are vocea aia din care pare că mai degrabă auzi povești de frații Grimm decât informări privind Ministerul de Interne. Dar eu cred că prezența doamnei Carmen Dan în guvernul României, în orice guvern, în orice structură a statului, pune sub semnul întrebării democrația. Eu nu cred. E ca și cum ai avea pe cineva dintr-un regim odios, criminal, nazist, comunist, de ce vrei tu, care a supraviețuit în democrație și sigur, dânsul era și ministru pentru relația cu propaganda. Da. Dar îl păstrăm secret. Nu. Doamna Carmen Dan a plecat astăzi de la minister, a plecat în urma din a ceea ce ați văzut mai devreme, un conflict iscat așa între dânsa și doamna Viorica Dăncilă, care nu a apreciat că doamna Carmen Dan a mai făcut și declarații. Probabil că ele s-au înțeles, pleci ca între vecine, pleci tu, practic îți dau demnitatea de a pleca tu, dar nu te-a pus să faci declarații să ne pui în încurcătură. Doamna Carmen Dan a făcut și niște declarații. O citesc pe doamna Viorica Dăncilă, aceste declarații poate au crede, o citesc din memorie că e foarte greu să greșești, poate crede doamna Carmen Dan ceva cu Iva Aplecia, a făcut acolo un dezacord, a compromis acolo o idee. Doamna Viorica Dăncilă, ieșită după acest cex care a durat ceva timp, ieșită după cex, venită să explice de ce a plecat doamna Carmen Dan, pentru că și aici e încurcătura, când pleacă cineva trebuie să, așa e obiceiul, așa e tradiția, să vii să explici de ce ai remaniat ministrul respectiv, de ce și-a dat demisia ministrul respectiv, pentru că, până la urmă, percepția nu e de plecare, vezi că întrebările nasc așa senzația că nu e vorba de o plecare, ci e vorba de o renunțare la Carmen Dan. Întrebările reporterilor cam asta, cam acolo. Da, să spun că a fost un moment trist pentru democrație, pentru lumea liberă, pentru societate, pentru 2019, pentru Uniunea Europeană, NATO, ce vrei tu, ONU. Da, să spun că a fost trist, pentru că astăzi Carmen Dan s-a retras în executiv. Da. Adică, și ai văzut jurnaliștii, colegii noștri jurnaliști, că asta e, ne asumăm breasla,
în zona asta s-au dus și ei, au mers pe fentă. Hai să ascultăm doamna Viorica Dăncilă explicând de ce s-a renunțat la Carmen Dan, pusă în situația de a explica de ce s-a renunțat la Carmen Dan. Și pusă în situația de a explica că totuși s-a renunțat la Carmen Dan, n-a plecat ea de bunăvoie și nesilită chiar de nimeni. Am văzut în spațiu public că a apărut această informație a unor binevoitori, că am luat aceste decizii de schimbare la Ministerul Afacerilor Interne și la Ministerul Afacerilor Externe ca urmare a solicitării președintelui Iohannis. Dacă era să procedez după această gândire, veneam de fiecare dată cu miniștrii care erau acceptați de domnul Iohannis repede. Nu aveam atâtea blocaje la guvern de fiecare dată atunci când am venit cu o propunere de ministru. Dacă făceam acest lucru, nu aveam de fiecare dată o nevoie de a modifica candidații pentru un anumit portofoliu. Deci, menționez încă o dată, subliniez, nu am luat această decizie pentru că așa vrea președintele Iohannis. Da, doamna Viorica Dăncilă, încercând să se disculpe, să explice că, domnule, nu are legătură cu Klaus Iohannis, că Klaus Iohannis ar fi cerut această demisie și eu mă imediat m-am pus în funcțiune și am zis, domnule, trebuie să se producă. Ea nici nu știa că Iohannis are o problemă cu doamna Carmen Dan. Nu, el, din ce auzise, sigur nu s-a documentat, în ce auzise, mai degrabă o simpatiza. A și spus, uite, Carmen Dan, n-ar trebui să plece, dar prea-i place lui Iohannis de ea. Adică aveam senzația că acolo va merge doamna Viorica Dăncilă cu discursul. Mă uitam la imaginile astea, uite, noi încă ne mai putem uita în ele, aveam aici un monitor. Și practic a făcut... Roz cu roșu, doamna Viorica Dăncilă, o combinație de roz cu roșu extrem de interesantă. Uitați-vă și dumneavoastră puțin. Și am putea să legim... Altă imagine, ea spunând că, domne, Carmen Dan a șubrezit imaginea Ministerului de Interne. Dar imaginea asta, combinația asta cromatică interesantă de roz cu roșu, nu șubrezește încrederea în orice vedeți la televizor venind înspre PSD? Acum, doamna Viorica Dăncilă, cred că e ultimul om care ar trebui să vorbească în legătură cu imaginea. Adică este ultimul om care ar putea să se pronunțe argumentând cu imaginea și cu faptul că a făcut rău. Ea n-a făcut rău PSD-ului, a făcut rău României întregi, pentru că ea reprezenta România pe unde mergea și producea tot felul de momente greu explicabile rațional. Și acum, doamna Viorica Dăncilă e pusă în situația să explice despre Carmen Dan, argumentând că, domnule, nu are legătură cu Klaus Iohannis, e vorba de imagine. Și cineva dintre reporteri se gândește și pune această întrebare înțeleaptă. Dom'le, dar nu e ca și cum acum a produs o pagubă de imagine, doamna, de imagine Carmen Dan. Dar ce pagubă a produs ultima dată Carmen Dan, de imagine? Cea mai mare, probabil, 10 august n-a fost suficient. Se referă la alegerile astea care au urmat. Alegerile astea problema era mai degrabă la Ministerul Afacerilor Externe. Deci aici, practic, Carmen Dan, noi care nu suntem niște simpatizanți, o exonerăm. Nu îi găsim o vină. Simpatizați, dimpotrivă. Dimpotrivă. Și o exonerăm de ce s-a întâmplat acum. Nu are nicio vină Carmen Dan serioasă la aceste alegeri. Vina ei este în urmă cu un an de zile. Ea a produs o pagubă de imagine acum un an de zile. Bine, vina ei e că a plecat în videle. Deci eu sunt de acord ca oamenii să meargă spre, nu știu, un viitor mai interesant. Da. Să încerce să-și urmeze visul, să încerce să-și urmeze o carieră pe care și-o doresc, pe care și-o stabilesc. Sunt de acord și cu mobilitatea socială. Dar dacă e cazul, Răzvan, domnule, dar limitele bunului simț, domnule. Că uite, dacă ne-ar suna pe noi acum, hai să spună, fiți atenți, avem două posturi de secretar general NATO. Am spart în două ca să fie mai puțin responsabilitate. Sigur. Bă, nu știu dacă ne aduce să conducem NATO acum. Mă, chiar am pune la îndoială totuși capacitatea ostra de la NATO. Ne-am gândit, băi, oamenii ăștia chiar nu mai sunt în mințile lor. Adică în sensul ăsta. Păstrând proporțiile, cam asta s-a întâmplat în cazul doamnei Carmen Dan. Vino să fii ministru de interne. Aoleu. Păi ce să caut? Ce a ajuns țara asta? Eu așa m-aș fi, dacă eram Carmen Dan, așa mă gândeam. Bă, ce a ajuns țara asta, doamne? Aș fi plecat, deci eu plecam din țară. Dacă mi se propunea o funcție de ministru mie... Fiind Carmen Dan. Da, Carmen Dan fiind. Fiind Carmen Dan, eu m-aș fi gândit, bă, eu am plecat de aici. Nu știu, dacă au ajuns la mine ca ministru. Dar chiar nu mai era nimeni să vă răspundă la telefon. Nu mai zic cu Dăncilă. Și acum, dacă ți s-ar propune o funcție de ministru, ar trebui să o refuzi, pentru că na, a fost compromisă. Deci, da, nu mai e nicio... Ministru. De ce aș cădea atâta etape în cariera mea? Nu, totuși am ajuns la B1 TV. Ce să spună copiii? Ce am auzit? Că nu eram mici pe vremea aia. Ai fost ministru? Cum le explic? Erau vremuri grele. Ce să le spui? De ce nu te-ai dus? Nu te-ai angajat undeva?
o muncă de asta serioasă. Dar nu mai era nimic de muncit chiar în țară atunci. Salahur! Da. În construcții, făceai Doamne, ceva. Chiar așa să ne face de râs toată familia, mă tată, parcă și mă pofimiu. Stai acum, seama. Doamna Viorica Dăncilă este întrebată, exact ce vă spuneam. Dar în urmă cu un an de zile, când era într-adevăr o pagubă de imagine, sau de un an de zile... 10 august, dacă vă amintiți. Google-it. Mintea doamnei Viorica Dăncilă a început să lucreze dând acest răspuns. Mințea Viorica Dăncilă, nu mintea. Nu, pune diacritice. Da. Pe 11 august, care era percepția publică în legătură cu ministrul afacerilor interne, Carmen Dan? Pe? 11 august, anul trecut. După evenimentele din 10. Bun, nu comentez acest lucru. Nu am de ce să comentez acest lucru. Știu că acolo sunt mai multe probleme, sunt mai multe reclamații. A trecut aproape un an de atunci. Nu vreau ca o afirmație de a mea să fie interpretată. A trecut aproape un an de atunci și nu ați luat totuși nicio decizie. Ce va determina să luați această decizie acum? Deci am răspuns. Percepția publică se pare că nu este cea pe care ne-o dorim. Sau stagii s-au gândit, bă, nene, nu e bine cu Carmen Dan. Asta e percepția publică pe care ne-o dorim? Nu. Păi nu, deci nu e bine. Au stat un an de zile, au stat, s-au întrebat, făceau cexurile alea. Bă, da, totuși percepția asta publică. Dar în legătură cu dumneavoastră, doamna Viorica Dăncilă, vreți să discutăm despre percepția publică? E cea pe care și-o dorește. Deci înseamnă că asta își dorește. Aș vrea să atrag atenția totuși din nou, că astăzi sunt parcă mai pornit pe colegii jurnaliști decât pe Partidul Social Democrat. Nu, ați căzut într-o capcană. Deci eu am spus, de ce n-ați dat afară după evenimente din 10 august? Jurnalistul chiar a spus pe 11 august. Da, adică a doua zi. Nu, i-a fost dat afară probabil din cauza evenimentelor petrecute pe 10 august, care conțin un element de duritate din partea jandarmiei, ca să nu spun că au călcat jandarmii cetățenii în stradă, în picioare, probabil din cauza doamnei Carmen Dan, care sper să răspundă penal pentru toate faptele sale și să ajungă la pușcărie. Asta îmi doresc eu, dar nu, probabil nu vă interesează. Fie clar acum, Ana, și doamna... Am mai multe lucruri, adică vreau și pace în lume. Și doamna Viorica Dăncilă vrea să fie președintele României acum. Dar și eu îmi doresc multe lucruri, îmi doresc sănătate, fericire, bani, dar mai mult decât orice îmi doresc Carmen Dan la pușcărie. Să începem cu un ordine de importanță. Da, așa. E, probabil din cauza acelor evenimente din 10 august a fost remaniat acum, dar... E, aici au fost induși în eroare colegii, nu și-au dat seama că au dat face cu Viorica Dăncilă. Eu chiar aș aprecia-o pentru celeritate. Deci, la mai puțin de un an după, Viorica Dăncilă și-a dat seama că e o problemă de imagine. Doamna Viorica Dăncilă, vă dați seama? În nici 12 luni, Viorica Dăncilă a reacționat... Așa. Cum să zic? A reacționat prompt. Da, da. Ăsta este nivelul maxim. Deci când sunt motoarele inteligenței turate la capacitate maximă, Viorica Dăncilă reușește să se mobilizeze și să ia o decizie în timp util. Sigur că hai să dau exemplu la Adrian Năstase, mi se pare genial. Lucram la Libertate, eram, mă rog, în începutul ăsta de carieră, mă rog, undeva în urmă cu 15 ani. Când erai tu tolontan. La începutul carierei, da. Și lucram la eveniment politică, la secția eveniment politică a ziarului Libertate. Și la un moment dat aveai acolo, pentru ăștia care erau în practică, mă rog, niște chestii mai puțin semnificative, niște săgeți astea, domnule, cel mai bun, cel a dus-o bine, ăsta a făcut bine, ăsta a făcut rău. Și pe Adrian... că niște săgeți, gen cine ține banii omului. Și pe Adrian Năstase, ei îl trecuseră pozitiv, știi, adică, domnule, extraordinar de bine. Știrea era că se va amâna intrarea României în Uniunea Europeană. Așa. Și eu zic, domnule, odată am dat o tentă negativă situație, domnule, se va amâna cu 6 luni intrarea României în Uniunea Europeană. Și vine redactorul șef de pe zona de eveniment politic, Radu, nu-i bine așa ceva. Deci, păi zic, nu, asta e un eveniment, nu-i nasol că se amână cu 6 luni. Nu, zice, se va amâna cu doar 6 luni intrarea României în Uniunea Europeană. Hai să dăm o tentă pozitivă domnului Adrian Năstase, care se luptă pentru... Și eram acolo... S-a dat ok de interpretare a evenimentului. Așa se spune în termenul de regulă. Nu, se va amâna cu... Și atunci am luat-o la cunoștință pentru prima dată cu felul ăsta de a manevra informațiile. Uite, apropo de informații... Carmen Dan, a fost sancționată după niciun an de la producerea evenimentului. De la niciun an de la producere, Viorica Dăncilă a făcut ordine. Uite, ce mi-arăți aici? Uite, evenimentul acesta frumos. Viorica Dăncilă anunțându-i pe cine și veniți voi stați așa, unul într-o parte, unul în alta. Într-o parte, unul într-o parte așa și vă uitați la mine. Eu o să fiu îmbrăcat în roz, ca să mă recunoașteți. Ca și cum? Și ascultați ca, și stați așa ca o să și am, cum? O să am niște trandafiri în spate și o să fiu îmbrăcat în roz. Știi că la întâlniri se mai mere, nu știu acum cum e, dar mai de mult așa ziua. Domnule, o să am un trandafir roșu, să mă recunoști. Și stați așa ca și cum zic niște lucruri teribile. Și dați de cap în când în când. Domnule, să pare că
este marcat. Dar să dați din cap aprobare. Îmi cer scuze, Răzvan, am primit un mesaj de la domnul Meleșcanu. Domnule, am o rugăminte. Și pe mine m-au dat afară oameni și despre mine niciun cuvânt. Presupun că ai primit o telegramă de la domnul Meleșcanu sau să fi fost un porumbel voiajor care a ajuns recent. Că s-a dat în timpul. Eu cred că ți-a dat domnul Meleșcanu un mesaj pe chestiunile acestea de ultimă oră, cum ar fi telefon, internet. Am primit o telegramă acum. Am primit o telegramă. Vedeți că și pe mine m-au dat afară. Se a transmis acest mesaj ministrul Meleșcanu. Deci, practic, doamna Viorica Dăncilă ne spune așa. Eu i-am dat afară pe cei doi miniștri pe care Klaus Iohannis mi-a cerut expres să-i dau afară. Pentru că am vrut eu, nu pentru că... În rest, toți, remaniera a fost doar cu cei doi miniștri. Atât a dus-o pe ea capul. Pe care i-a indicat Klaus Iohannis. Da. Și după aia a argumentat... Dar fără nicio legătură Klaus Iohannis. Fără nicio legătură. Așa. Și acum domnul Meleșcanu pleacă și el cu capul sus, așa ca și doamna, cum pleacă și doamna Carmen Dan. Pleacă cu capul sus pentru că ne transmite, încă de aseară ne-a transmis domnul Tăriceanu, mâine voi propune înlocuirea din funcția ministrului de externe, nu pentru că nu a performat. Nu, pentru că e prea bun pentru voi și nu vrem să-l mai consumați. Și cred că percepția creată îi afectează propria capacitate de lucru. Deci s-a creat deci o percepție. Percepția. Percepția e problema. Deci înțelegeți, dar nu e o problemă. Era percepția ministerului, aici da. E percepția publică, percepție publică. Ce îl afectează pe domnul Meleșcanu, adică îl iau ca să-l protejez. Pentru el. Se vorbește prea urât în spațiul public. Se sacrifica pentru poporul ăsta român nerecunoscător, motiv pentru care retrag din soare și o vârstă, vă bate joc de el. Nimic, domnul Tăriceanu, când ajungeți președinte, îl propuneți premier. Îl apreciez personal, zice domnul Tăriceanu, însă amândoi știm cât este de greu să te lupți cu percepția publică. Cu percepția publică, e foarte greu. Mai ales când faci o percepția publică, percepția publică e de obicei într-o relație direct proporțională cu capacitățile tale. Deci n-ai cum să te bați cu percepția, bă, mai ales că percepția publică are dreptate. Da. Adică ei au senzația că e o problemă de percepție. Eu noi am avut percepția că nu s-a putut vota în diaspora așa cum ar fi trebuit. Noi am avut percepția că nu au fost organizate suficiente secții de votare. Da. Noi am avut percepția că domnul Meleșcanu a încercat să paseze răspunderea asupra președintelui, asupra... Unde mai voia să o pună? La cetățeni, la cetățeni? Care va trezi votul. Da, da, da. Știi? Și cu toate astea, argumentul nu e argumentul incompetenței, e argumentul percepției. Știi? Da. Dar ce facem când percepția se suprapune peste realitate? Păi... Tot percepția spune? De regulă, totuși, percepția are acest obicei prost de a... Tu poți să ai o percepție. E concordant, e foarte, poți să ai o percepție e mai greu, greșită. E mai, depinde la ce, depinde la ce televiziune te uiți, Răzvan. Noi acum ne uităm la pe unul TV și sigur că percepția e mai cază. În acord cu realitatea. Da. Să zicem că ai fi frizer. Da, așa, da. Și fiind frizer, te-ai uitat la Antena 3, ca să-l vezi pe domnul Varna. Frizerul meu se uită la pe unul. Acum depinde de frizer. Și frizer. Să spune că ești frizerul domnului Dan Barna. Da, și normal te uiți la Antena 3. Da. E, ai avea o percepție, nu? Da. Diferită de cea reală. Da. N-ar conta atât de mult percepția ta în schimbarea ministrului, pentru că vedeți și despre doamna Viorica Dăncilă. Există niște percepții care n-au dus la înlăturarea ei din funcție. Partidul Social Democrat n-a venit să declare că o va dărâma pe moțiune de cenzură, cum s-a întâmplat anterior în guvernul Grindeanu, pentru că percepția publică e că doamna Viorica Dăncilă n-ar fi foarte iscusită intelectual. Știi că există această percepție publică? Există voci care susțin că doamna Viorica Dăncilă are capacitatea de a analiza, de a filtra informații pe care o are poate un tânăr care n-a atins încă adolescența? Că e poate mult prea naivă pentru viața publică? Tu încerci să spui în sens pozitiv de nevinovăție, atât de nevinovată ca un tânăr debutat, debutat în viață. Da, eu acuz de o naivitate de asta vecină cu inocența. Ceea ce nu e tocmai ce ne-am dorit în funcția de premier. E, percepția asta nu i-a convins. Doamna Ramona Mănescu are o percepție pozitivă, cea care vine Ramona la Mănescu. Ministerul Afacerilor Externe, doamna Ramona Mănescu, soția domnului Mănescu, ca să zicem așa, fost domnul primar. Domnul Mănescu, vi-l amintiți, este omul care n-a existat în sectorul 6-4 ani. Dar poți să-i zici Mânărescu, domnul Mânărescu, pentru că înțeleg că a fost... Băgat în tot felul de încurcături de astea imobiliare, domnul Mânărescu, nu știu, așa mi-a venit mie în minte, Mânărescu. Așa. Ramona Mănescu, doamna Ramona Mănescu va fi ministru, ea a fost și ministru al transportului, doamna Ramona Mănescu. Deci vă dați seama. În guvernul domnului Ponta. Ea era bună tare de tot pe transport. A venit Victor pentru domnule. Femeia asta trebuie pusă la transportul dacă mănâncă pe pâine transportul. Deci dacă e ceva la care se priceapă, bă, la transportul o să vedeți dacă nu o să bubuie țara de autostrăzi. După care acum ne vine doamna Viorica Dăncilă. Domnule, Ramona Mănescu e tare și pe extern. Deci nu, la transportul ea nimic, ea mic copil.
Domne, pe externe, deci practic se cunoaște cu toată lumea, vedeți, toată lumea o sună, e într-o relație permanentă cu statele, cu celelalte state din Uniunea Europeană. E ceva, o să vezi, o să se schimbe percepția în legătură cu România datorită ei. Percepția publică. Mă țin minte când vorbeam noi despre Maie și ajunsese la un moment dat la concluzia că, domne, în ministere... Maie sau nu mai e? Mai e sau nu mai e? În guvernul României îți poți bate joc de multe ministeri. Da. De exemplu, la cultură. Da. De-a lungul timpului și-au bătut joc cu nominalizările la cultură. Dar în cultură au fost foarte mulți oameni incompetenți sau care n-aveau nicio treabă cu cultura. De exemplu, Kelemen Hunor, nu știu dacă e incompetent neapărat, dar n-avea tangențe cu zona asta culturală. Da. Sau avea tangențe cu zona asta culturală, dar doar în interiorul Arcului Carpatic. Cool. Și iarăși nu era civilizat pentru regățeni. Acum e domnul Breaz, care poate are o legătură cu cultura de Orz, dar nu are treabă cu ideea de cultură. Dădeam exemple pe mine și alte ministeri unde ne-am bătut joc, la Ministerul Educației. Dar întotdeauna am trăit cu senzația că sunt câteva, să spunem așa, domenii pe care niciun premier, oricât de incompetent ar fi, nu le-ar putea duce în derizoriu. De exemplu, la Maie. La Maie întotdeauna aduceai un ministru mai cizelat, mai puțin politic, mai capabil. Mircea Joană, de exemplu. De exemplu, Mircea Joană. Andrei Pleșu. Nu știu, vin în minte niște miniștri externi. Păi vezi că sunt aia. Răzvan Ungureanu. Da. Răzvan Ungureanu. Da. Nu putem spune că Răzvan Ungureanu a fost, cum se spune, exemplu de incompetență. Nu. Mircea Joană, când a venit, tocmai fusese regulă, ambasadorul României la Washington. Da. Și avea o imagine, o percepție publică destul de bună. El ca președinte părea așa o bizarerie. Președintea României, în alea 8-2 ore. Ministrul de externe, sigur, era descurcăreț. În regulă. Pleșu, totuși, da, a fost și e bine cotat. Adică nu a fost, domnule, Breaz. Niciodată să vorbească incorrect gramatical. Liviu Marian. Uite că a venit timpul pentru așa ceva. Nu poți să o numești pe Ramona Mănescu. Da, uite, o să urmărim pe doamna Mănescu. Nu e regulă. Da. Fără să fie neapărat nici ea un exemplu. Hai să o poză cu doamna Ramona Mănescu. Ca să vorbim în... Să o vadă lumea să... Dom'le, dincolo de faptul că nu e neapărat un personaj agramat... Să știe la coafor când vine de doamna ministru, să-i zică... Să știe lumea să o aprecieze. Da. Ea nu e neapărat în zona asta de incompetență feroce. Nu. Dar n-are treabă cu externele. Da. Sigur, dacă te uiți în presa prietenă guvernului, vei afla că doamna Ramona Mănescu a făcut facultatea de drept. Da. Dar jumătate din absolvenții de studii superioare din această țară au absolvit facultatea s-a de întâmplat, drept. Da. Toată lumea e jurist. Cine nu e jurist, e jurist. După care a făcut niște studii la Institutul Diplomatic Român, în cadrul MAE. Da. Dar pe de altă parte, asta e o cutumă. E deja o practică destul de constantă. Da. Oamenii când intră, eu fac și IDR-ul, Institutul Diplomatic Român. Nu te califică pentru ceva în acest sens. Deci, cum pui tu la MAE un minister atât de sensibil, un om care nu are nicio treabă cu ministerul, domnule, că a fost la transport înainte și europarlamentar, puțin după ce a plecat din această funcție. Mi se pare, și asta, uite, vrei să lansezi o acuzație foarte dură, că Ramona Mănescu este interfața cuiva. Aia, practic, nu este... Așa, cred. Nu cred că e ministru. Tu vrei să liniștești opinia publică, stați liniștiți că nu e ea ministru, no, ci în spatele ei, sau din potrivă, mai rău. E mai rău. Era unul de nu poate să apară. Nu e doar Mănescu. E cineva mai groaznic. E cineva cu niște interese care nu vrea să-și asume mandat. Eu asta cred. Și a zis, și-o băgăm pe Mănescu la înaintare. Mie de asta mi-e frică. Ca la Andrușca, adică nu ne gândeam că domnul Andrușca era chiar domnul Andrușca, ministru economiei. Era Arsene. Da. Mi-e frică. Aici cine ar putea să fie, Răzvan? Nu știu cine ar putea și un nume fi. Sau lăsăm păi așa? Nu putem să înaintăm niciun nume, pentru că nu e vorba de un minister care să aibă în subordine niște companii de stat pe care vrei tu să le căpușezi copilele tale. E vorba de mai. Mi-e frică să nu fie un joc de ăsta geopolitic, că suntem într-un moment tensionat, nu? Și în Republica Moldova se întâmplă lucruri. E o dubioșenie. Sigur că e greu explicabilă, doamna Mănescu, în funcția asta. Și atunci suntem abilitați să avem tot felul de suspiciuni, de exemplu aceasta. Adică e în mod rațional. Mintea creează niște suspiciuni pentru că te gândești, bă... De ce îi pună pe Mănescu? Hai, doamne, iartă-mă de treabă. Da. De ce îi pună pe... Da. Adică mai avem oameni lăsați fără loc de mă. Pune pe Norica, Nicolae, știu și eu. A fost europarlamentar, nu știu ce. Îi puneai pe Ceamba să preia și portofoliul ăsta, Răzvan. Așa, ca să... Până în publicitatea... Peste asta nu pot să... Nu pot să vin cu nimic peste Ceamba. Aș vrea să dăm un moment care arată foarte bine ce s-a întâmplat astăzi cu aceste numiri, cu aceste... Și în general cu acest guvern și în general cu această țară. Mi se pare că este extrem de simptomatic pentru ce trăim în momentul de față. Individul acesta care a luat o sabie, în Brăila s-a întâmplat toată treaba asta, în Brăila s-a întâmplat toată povestea. Sabie în Brăila, asta e ceva nou. Ia, hai, dă mai tare, dă să auzim că e frumos și cu sabie. Aruncă sabia!
Sunt imaginile, a fugit în casă să se ascundă de polițiști, domnul acesta și-a făcut praf casa cu sabia și a intrat poliția peste el, mă rog, aflând că... Deci de... a fugit în casă de poliție, dar da. Nici măcar nu s-a încuiat în casă. Da. A zis, doar nu-l intrat după mine în casă. Păi nu, el știa că poate că n-au... Bă, n-are voie. Mandat nu? Aveți? Aveți mandat, n-a întrebat. Da, dar când e vorba de urmărie de acest gen, da. Nu prea parcă mai contează. Nu, mai trebuie nu s-a gândit, el a mers pe varianta asta. Da. Deci îți dai seama, uite, este genul domn pe care puteai să-l faci ministru în guvernul Dăncilă. Lejer ar putea ministru fi bun. Ministru de interne. Da, da. Ar da. Fi ceva bun. Uite, după doamna Carmen Dan, eu cred că mai jos... Să facă praf de tot. Deci te ia sabia păi de la să facă tot praf. Unde mai cobor de la doamna Carmen Dan? La omul acesta, păi, care fugind de mascat s-a dus în casă cu sabia, dar a lăsat ușa deschisă. Deci nu te gândești că măcar încui ușa ca să ieși pe geam sau ceva de acele. Nu, s-a dus până în dormitor. Da. Ce ați crezut, oameni buni? Că o să se te ascund sub pat și o să zic, băi, nu-l văd. Poate fi dispărut, asta e, hai acasă. Dar cum te gândești că ieși din încurcătura asta când tu te ascunzi în propria-ți casă cu ușa deschisă și mascați pe urmele tale? Interesant este că domnul acesta, șaurmarul acesta, cum ar este șaurmar? Din potrivă, dar ar putea să dar fie. Dar ar putea fi un foarte bun șaurmar. Da, ar putea să are fie. Are scule de șaurmar. Are atitudine. Șaurmar are, da. Eu nu vreau să jignim șaurmar, să-i pentru că nu dați eu sunt într-o zonă de asta alunecoasă. Domnule, am o problemă. Am fost malițioși. Am fost malițioși și cu frizerii. Da. N-aș vrea să ne supărăm și cu... Frizerii, sigur că e un subiect mai delicat. Bă, la tine mă gândesc, da, că eu problemă. Eu îmi permit să mi-i pun în cap, ca să mă exprim așa, domnule Buzean. Dar tu te știu un om de lume. Da. Te duci, frizer, coafură. Tu și Viorica Dăncilă sunteți oameni foarte interesați de... Ca și Teodorovi, să știi că are... Eu înțeleg că doar e trecut pe acolo. Și apropo de doamna... Tu suspectai că se vopsește, nu? Da, ca să pară mai matur. Să pară mai matur. Sustele noastre guvernamentale în firma acest zvon, Teodorovici nu se vopsește, așa e el. Așa, cărunt ca așa a ieșit el. După o scurtă pauză ne întoarcem să lămurim cine va fi candidatul, că s-a lămurit de fapt astăzi, cine va fi candidatul Partidului Social Democrat pentru alegerile prezidențiale. Scandal mare cu Tăriceanu din cauza asta. Vorbim imediat după pauză. Da, ne-am întors în direct și discutăm despre această situație în care România se va afla. Va fi nevoie să ne alegem din nou un președinte. Și acum, în această ordine de idei, au băgat capul în această poză mai multe personaje și mă, chiar personalități. Că dacă vorbim de domnul Tăriceanu, nu putem să trecem la personaje. Este deja o personalitate, domnul Tăriceanu. Am văzut cum vorbește despre sine tot timpul, este implicat tot timpul când vorbește despre el, ca și cum am discutat despre ceva ce istoria va consemna. Domnul Tăriceanu, uite, se duce aseară la Antena 3 cu o zi înainte de întâmplarea asta care a fost azi. Necazul ăsta, domnule. Necazul. Și anunță că el va candida la Cotroceni cu sau fără PSD. Zice, fără, doar și poate. Împreună cu colegii mei am analizat acest lucru și mă îndrept spre o candidatură. Că l-a întrebat, dar unde te duci prea așa? Te mă duc, am o candidatură. Dar n-ai mai fost? Am fost și mă mai știu, duc. Știu drumul. Ca să citesc dintr-un clasic. Păresc am fost dus. Și mă mai duc. Păresc că am dus, domnul Tăriceanu. Sunt. Da. Sunt plecat. E plecat cu candidatura. E plecat cu candidatura, da. Nu te mai înțelegi cu el. Dar ar fi mult mai util să aibă o susținere cât mai largă această candidatura util, mea. Util, nu mă înțelegeți greșit, util pentru Partidul Social Democrat. El se descurcă. Da. Dar ar fi util pentru PSD să nu se compromită cu un candidat de teapa a doamnei Viorica Dăncilă, să se lipească de candidatura asta al domnului Tăriceanu. E modul lui Tăriceanu de a spune mersi mă, că m-a fost șeful Senatului, dacă vreți vă lipiți la candidatura mea cu susținere. Vă fac și eu un favor, uite cu ocazia asta, vă las să mă pot susțineți. Pot să fiu și candidatul vostru. Vă las să mă susțineți, cam asta e ideea. Aveți permisiunea mea să mă susțineți. Din partea coaliției PSD-ALDE sau chiar mai mult, zice domnul Tăriceanu, aș putea candida? Poate... Candidat de Uniune Națională. Ar putea să candideze și partea PNL-ului, că am fost și în PNL. Și Iohannis independent. Da, da, da. Dacă, el ar avea tu pe să ceară PNL-ului să susțină, explicând că, domnule, eu am fost membru PNL, am fost președinte PNL, hai să mă susține și voi. Păi nu ținem clasul ăla, lasă-mă că l-ai cu nemții lui. Toată lumea să mă susțină pe mine. Ce? Ar fi în stare? Ar fi în stare hai Tăriceanu? Hai să-ți explic cum o va face Tăriceanu. Deci, la ALDE nu există probleme. Da. Îl susține ALDE, că sunt trei oameni acolo, Chițoiu nu vrea să candideze, Dominic Gerea, iarăși, pe primăria Pitești, deci candidează din partea ALDE. Se duce la Pro-România și la Pro-România ar fi fost Victor Ponta, dar el anunță candidează în 2024. Deci îl susține și Pro-România. Se duce la PSD și spune, aveți pe Viorica Dăncilă,
Nu e normal, ăsta al doilea om în stat. Pro-România și ALDE. Pro-România și ALDE sunt în spatele meu. Pro-România și ALDE sunt alături de mine. 10% sunt seana asta. De căciulă. Dacă luăm europarlamentarele. Da, dar el, așa zici tu, dar el spune și cu frauda masivă, sunt 45 până acum. Da. Îi convinge și pe PSD-iști, îl susțin. După care, mai ușor la pas și ajunge la PNL. Bună ziua, bună ziua. Păi uitați care-i treaba, eu am fost președinte PNL, eu sunt singurul premier pe care l-a avut PNL-ul și a stat așa la așa, pac, 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 mă susține și voi. Păi lasă-ne să ne gândim, vă gândiți, ce mai departe. Ajunge unde ajunge? Ajunge la PMP. Bună ziua, Traian e acasă? Domne, e până la Bruxelles, când se întoarce? Păi hai că pe telefon. Traian, uite care-i treaba, m-am gândit, o să mă susții tu pe mine. M-am hotărât, mă susții și tu. Păi de ce să mă susții? Păi să-ți explic de ce mă susții. Că poate nu ți-ai dat seama, da. Păi tu n-ai câștigat alegerile împreună cu alianța așa? Da. Portocaliu. Cine-i pus tu premier? Să ducem portocaliu îmbrăcat. Să ducem portocaliu îmbrăcat, domne. Alianța. Da, alianța, da. Ce bine ne-am simțit. Refacem. Păi cine-i pus tu premier când ai fost tu prima dată președinte? Păi cine? Pe tine. Păi și mă susții la Cotroceni acum. Cu ungurii se duce. Cine va băga pe voi în guvern? Cine vă făcea pe voi premier? Pac. Ăsta, bă, ușor îi adună pe... Are argument pentru toți. Ăsta anulează alegerile, că nu se mai fie caz. Da. Dacă va fi singurul candidat... Va fi și Claus Iohannis. Va fi Claus independent, da, și Barna mai sunt, dar oameni de ăștia agitați. Nu oameni care, pe care nu poți să-i potolești, oameni pe care nu poți să-i calmezi. Bă, liniștiți-vă. Și USR-ul va fi. Și USR-ul? Păi se voce la USR și va spune. Știți că trebuie să mă susțineți. Păi de ce? Păi cum de ce? Nu știți că eu m-am retras în Parlament în grupul ALDE pentru voi? V-a rezolvat că ei sunt în locul lor. Corect. La ALDE Europa. V-am ținut locul acolo? Acum stați bine? Vă place? Domnul Cioloș se simte bine? Mare Renew Europe. S-a redenumit. Tot grupul ALDE. Da. Grupul ALDE plus încă niște formațiuni. Și vă spune, păi asta pentru că eu deja vorbisem cu ei și o să plec. V-am aranjat pe voi acolo, dați-mi și mie o mână de ajutor aici. La casele voastre, la grupurile voastre. Bă, ușor, îi lasă pe candidații ceilalți, îi lasă în lejerie intimă, vă spun. Nu mai e nimeni. Îi dezbracă de tot de partide. Sperăm că nu se poartă prea italienește oameni, ăștia că vor rămâne... Și acum revenim la declarația de ieri, domnul Tăricioanu merge mai departe în treaba asta și cum era el acolo, începe să-i pună în dificultate pe PSD-iști. Zice, dacă nu vom reuși acest lucru, adică să obținem susținerea PSD-ului... Vă spulber! Vom vedea dacă pot împreună cu colegii mei să găsim o formulă de alianță care să ne crească șansele. Poate să însemne pro-România, da? Convingerea mea este că dacă vom merge cu mai mulți candidați, riscurile legate de a nu ajunge în turul 2 sunt foarte mari. Ăsta e argumentul principal al Tăricianului. Bă, eu iau poștea de la Pro-România împreună cu mine, deja am vorbit cu Ponta, l-am zăpășit. Mamă, brobodit. Așa? Eu iau poștea de la Pro-România cu mine, asta înseamnă cel puțin 10% dacă ei să ascultăm minciunile de la europarlamentare, așa? Și voi nu intrați în turul 2, bă! Deci n-aveți nicio șansă. Da? N-aveți nicio șansă să intrați în turul 2 fără mine. Nicio șansă. Deci, practic, luați o pădăncilă, faceți de râs, râde lumea de voi, o să râde lumea de voi, da. Hai să reparăm și adevărul istoric. Da. Deci, domnul Tăricianu are o singură șansă să ajungă în turul 2. Da. Una singură. Da. Este un singur glonț are pe țeavă, dacă îl trage bine, dacă nu. Da. Să nu mai candideze nimeni la cineva. Și nici așa n-ar ajunge în turul 2, că n-ar avea cu cine. Deci nu prea are cum, nu deci, ai cum oricine. Hai să luăm așa, apare. Dacă ar candida Tăricianu, Călin Popescu Tăricianu. Deci el nu poate ajunge în turul 2. Și n-ar mai fi nimeni, deci ar candida Tăricianu cu nimeni. Lumea ar spune, nimeni președinte, va fi țara, nimeni se președinte. Se merge în turul 2 cu nimeni. Da. Tăricianu, deci nu l-ar lăsa pe Tăricianu să nu cred că s-ar face quorum. Sau ar fi un vot în favoarea lui Tăricianu și lumea ar spune, bă, nu votăm cu nimeni. Am votat un mare nimeni. Deci Tăricianu, dacă ar candida singur, ar putea ajunge în turul 2, dar n-ar avea cu cine, care fi unic candidat. Dacă mai candidează oricine altcineva de pe acest, cine? Ninel Pea, Pandele de la Ilfo, Bramona Ioana, cine mai candidează? Radu Moraru și mai de la CIR, cum îl cheamă? Stanoievici. Da, actor. Acum, sincer, între Tăricianu și Stanoievici, mergem pe Tăricianu. E prea rău. Bogdan Stanoievici măcar poate să joace un rol de președinte. Corect. Deci el cu... Dar prost, joacă extrem de prost. Dar mie nu se pare un actor chiar. Bă, mi se pare execrat, mi se pare o rușine și faptul că vorbim despre el acum. Deci faptul că pomeni Stanoievici aici, bă, mi se pare jenant pentru situația care ne-a făcut. Bă, ne-am făcut de râs. Ai dat de trei ori peste că și mă zic eu că sunt mai... Au auzit oamenii Stanoievici în emisiunea asta și au schimbat povele. Nu stau să ascult despre Stanoievici, da? Parcă și voi scandal în casă acum, la casele oamenilor. Bă, nu stau să ascult despre Stanoievici, da? Au stat 5 minute pentru Tăricianu. Mă rog, dar Tăricianu mai râs, dar ăla nici să râs de el. Nu știu, De ce sunt eu rezonabil? Așa. Vezi, astea personale?
Sigur? Am venit toate la emisiune, n-aveam invitat și mi-au zis producătorii: bă, Stanoievici, îți vine din... dacă îl chemi acum, 10 minute aici, indiferent de situație. Bă, am zis, cel mai rău lucru. Deci eu știu lideri politici de mare, mare anvergură care sunt mult sub el. Și acum, domnule Viorica Dăncilă, ca să revenim la situația... La persoană despre care avem aceeași părere. Despre care aici suntem, convenim. Așa, doamna Dăncilă este întrebată în legătură cu Tăriceanu, care a spus că și rupe alianța. Domnule, eu nici nu mai bag în seamă, poșa. Deci dacă nu mă susțin la alegeri, nu mai bag în seamă. În schimb, doamna Dăncilă ar vrea să cadeze la președinție. Hai să o ascultăm întrebată în legătură cu Tăriceanu. Credeți că îl veți convinge pe domnul Călin Popescu Tăriceanu să fie de partea Partidului Social Democrat? Dacă se poate la microfoane, vă rugăm mult. E importantă întrebarea, nu de alta. Nu aș vrea să se creadă că ocolesc această întrebare. Am convingerea că un candidat comun este un candidat mai puternic. E susținut de 3 formațiuni politice. Este normal că atunci ai mai multă putere, ai mai multe procente. Păi și-a ocolit răspunsul. Că asta ne-a spus și nouă. Și vreau să aibă cineva senzația că evit răspunsul cu privire la domnul Tăriceanu. Dar o să vreau să știți că atunci când este vară, afară este mai cald, temperaturile sunt mai ridicate. Eu m-am îmbrăcat în roz și abia acum îmi dau seama, privind în monitorul de control, că arăt penibil cu roșu ăsta în spate. Asta e. Nu am prevăzut culorile partidului. M-am gândit, poate partidul o fi în alb astăzi. Deci, doamna Viorica Dăncilă, în primul rând, ne-a oferit o informație, a confirmat ceva, ce noi spunem de foarte mult timp. Mulțumim, doamna Viorica Dăncilă. De asta îmi place mie cu Viorica Dăncilă, că dacă era un lider politic ceva mai scusit între aminții, nu ne dădea informația. Da. Deci Victor Ponta e în continuare, tot ce a făcut Victor Ponta a fost o regie cu Partidul Social Democrat pentru a maximiza oferta electorală și potențialul de votanți. Tocmai a spus... un candidat susținut de cele 3 formațiuni. Da. PSD, ALDE, mă rog, și Pro-România. Deci Pro-România și PSD merg împreună, au jucat teatru la alegerile europarlamentare pentru ca Partidul Social Democrat să aibă de facto 10 membri în Parlamentul European, exact cât are Partidul Național Liberal. Da. Asta a fost jocul lui Victor Ponta. Și vreau așa pe această cale, așa să râd ca o Viorica Dăncilă, de toți cei care... l-au crezut măcar o secundă pe Victor. Ții minte când spuneam... Era malacul. Mă, cum să crezi pe Victor Ponta? Nu credeți în Victor Ponta. Atenție, urmează... Victor Ponta e un fake news. Au crezut. Nu, domne, s-a dus la cafeluță, Barna cu el. Rareș Bogdan, o să vorbesc cu Victor, o să fac... Ah, bravo. Deci ce a făcut Victor Ponta? Regia Partidului Social Democrat a confirmat-o astăzi, doamna Viorica Dăncilă, cele 3 partide. Știi ce urmează să spună? Cele 3 partide, dacă nu o să fim doar 2, treaba lui Tăriceanu dacă vine alături de noi. Da, iscusința va duce către chestia asta. Da. Acum, doamna Viorica Dăncilă face niște declarații importante, zice că își va da demisia dacă nu intră în turul 2. Așa interesant momentul. Dumnezeu. Da, interesant. E o promisiune pe care ne-o face. Ne-a motivat, mă! Mă, ăștia-s pe mână cu Barna? Deci eu vă spun, asta e o motivație cumva pentru oameni să iasă număr cât mai mare la vot, ca să scăpăm de păi bălăia asta. Bine. Că noi am ieșit un număr cât mai mare ca să scăpăm de ea, dar ea a rămas acolo tocmai pentru că am ieșit noi număr mare. Vezi că asta e manevră useristă. Da. Pentru că tu ieși în număr foarte mare, dar îl votezi pe Klaus Iohannis, câștigă din primul tur, da. Și Viorica spune, dom'le, n-a fost turul 2 în care să ajung. A, n-am ajuns în turul 2. N-am ajuns în turul 2. Trebuie să ajungă în turul 2 să piardă. Trebuie să existe turul 2 ca să pot, să nu ajung în el. Corect. Deci ea, practic, acum ne spune, ne îmbie pe toți, să-l votăm pe Barna, ca Barna să ajungă în turul 2 cu Klaus Iohannis. Păi uite ce zice domnul Traian Băsescu. Ia uite ce interesantă e abordarea doamnei Viorica Vasilica Dăncilă. Că interesul lui Klaus Iohannis este să ajungă doamna Dăncilă în turul 2, zice, marea problemă este cu cine intră în turul 2. Ca altfel Klaus... Barna, nu? Klaus Iohannis are garantat mandatul al doilea dacă intră în turul 2 cu doamna Dăncilă. Da, trebuie să facă tot posibilul să intre doamna Dăncilă în turul 2. Klaus Iohannis trebuie să facă treaba asta. Asta are de făcut. Cum bate Barna pe Klaus Iohannis? Așa zice Tăriceanu. Ăsta, Traian Băsescu. Așa zice președintele României. Cine știe de ce s-ar fi certat ei? Pe de altă parte, președintele DC News, Bogdan Chiriac, spune în felul următor. Foarte serios. Stai că asta mi-e greu să spun. Da, te rog, așa un pic. Liniștește-te. Klaus, trebuie să mă liniștesc de tot ca să-l imit pe Bogdan Chiriac. Da. Klaus Iohannis nu va ajunge în turul 2. Turul 2 va fi Dan Ilie Barna și Viorica Vasilica Dăncilă, nu în ordinea procentelor. Asta a fost domnul Bogdan Chiriac explicând în legătură cu toată dragostea. Da.
nu se va ajunge de către Klaus Iohannis în turul 2. Eu crezând că o să ajungă pe logica noastră. Corect. Omul câștigă din primul tur. Corect. Nu, în turul 2 vor fi Viorica Vasilica Dăncilă și Dan Barna. Și ca să complicăm și mai rău situația asta extrem de complicată. Turul 2 la ce? Turul 2 e până. Turul 2 la ce? Era da. La ce? Da. Hai să complicăm și mai tare. Îți vine domnul de la Pro-România. Cine? Domnule Țuțuianu. Cine-i domn acolo în Pro-România? Domnul Țuțuianu. Domn, să înălțăm. Cine Țuțuianu-i domn? Una din propunerile noastre este legată de domnul Sorin Câmpeanu. Cine? Au început să râd, ha, ha, nu știu ce domnul Sorin Câmpeanu și fost niște al educației, nu știu. Și după care zice... Interimar, 45 de minute. Și după care zice, dar nu excludem nici varianta Gabriela Firea. Și o bagă în discuție pe Gabriela Firea. Care astăzi Gabriela Firea, revenită după problemele medicale prin care a trecut, văd că cu bine, ceea ce, mă rog, da, ne bucură, așa, doamna Gabriela Firea vine astăzi, băgată în această discuție cu alegerile prezidențiale, vine și pusă în situația de a candida, mă rog, așa, declarativ măcar, începe și ea. Da, m-au sunat oameni din teritoriu, se toată lumea. Se trage de mine, se insistă mult. Da, doamne, știți cum e? Când au aflat de succesul de la București, vor în toată țara. Astăzi faliment nedeclarat în București, mâine poate fi faliment nedeclarat întreaga Românie. Da. Cum să, deci tu vii și spui, da, să știți că am făcut, de... mi-e și rușine să vă spun ce am făcut și apoi, sigur, se insistă mult în toată țara. Dom'le, singurul interes, singurul motiv pentru care ai vota-o ca bucureștean pe Gabriela Firea la alegerile prezidențiale ar fi dacă ar mai exista riscul să câștige un mandat la primărie. Deci îmi pare rău, atenție, Brașovul, încep ca Rareș Bogdan, da. Mehedințul, Timișoara, Maroraș, Timișoara, da, Cluj, Clujul, da. Clujul e alături de Iașu, da. Vreau să-mi cer scuze întregii țări. Luați-o. Aș fi dispus, vă spun, e o trădare națională, dar e patriotism local. Bun. Aș vota-o pe Firea președinte doar dacă ar exista cel mai mic risc să rămână primar general Gabi. Spune, băi, hai măcar suferim tot, dar aici ne mai organizăm. Asta e singurul motiv. Gabriela Firea astăzi explicând că e dispusă și ea să se sacrifice mergând la alegerile prezidențiale. Partidul Social Democrat are dintre cine să aleagă. Mi-aș dori foarte mult ca oamenii de stânga din România să se simtă reprezentați în aceste alegeri, să nu fie doar o participare formală, să facem figurație, să bifăm că ne-am înscris și în aceste alegeri și asta înseamnă în primul rând să ne dorim să câștigăm. Sunt unul dintre membrii PSD care își dorește să câștige prezidențialele pentru oamenii de centru și pentru cei de stânga din România, dar pentru a câștiga e nevoie de câteva condiții. În primul rând să nu pornim cu șansa a doua sau să ne mulțumim cu faptul că dacă nu e locul 3, măcar locul 2, trebuie să ne dorim să fim învingători pentru România, nu pentru noi personal, sub nicio formă. Nu cred că cineva care ajunge la acest nivel își dorește puterea pentru sine. Urmă, este foarte importantă discuția, dar serioasă, cinstită, și pentru prezent și pentru viitor, cu partenerii noștri tradiționali de la ALDE, cu domnul Călin Popescu Tăriceanu, cu domnul președinte Tăriceanu, de asemenea cu foștii noștri colegi care au fost în Partidul Social Democrat și mă refer aici la colegii din Pro-România, cu domnul președinte Pro-România Victor Ponta. Fără aceste elemente, nu cred că avem șanse. Trimit mai multe telefoane, așa cum vă spuneam, în această perioadă, în care mi s-a reproșat de către colegii mei din țară, în special primari, că au cumva sentimentul că nu vreau să mă implic, că mă bucur de încrederea românilor, că am un procent destul de mare, nu pot să-i spun foarte mare, că de 3 ani de zile sunt ori eu, ori domnul președinte Iohannis, ori pe locul 1, ori pe locul 2 la capitolul încredere pentru români și că cumva aș vrea să îmi conserv acest procentaj doar pentru primăria capitalei și poate fi considerat un gest egoist. Ar fi foarte păcat să reiasă acest candidat doar dintr-un, să spunem, aranjament. Mai mult sau mai puțin la suprafață. Dacă doamna Gabriela Firea ar ajunge președintele României, președintele României Gabriela Firea sună un pic straniu, dar, mă rog, să presupunem, automat domnul Pandele devine primul domn al țării. Primul domn. Primul domn pământean. Deci, practic, asta este vestea bună care ar reieși din această întâmplare în care am fi aruncat toți. Vom comentați inutele domnului, că asta se întâmplă la primele doamne. Primele doamne. Vezi cum s-a îmbrăcat Pandele? Nu știu... Cam ne la locul lui. Nu știu, Radu, dar ți se pare normal să poarte la vârsta lui costume așa, slim fit, să nu știu ce?
Păi aici ei și-au și crescut șansele. Aici n-aș vrea să vorbesc foarte mult. Și-au maximizat groaznic șansele. Potențialul, dar în doi și unul președinte. Da, joacă amândoi. Dar dacă domnul Pandele candidează independent, da, că eu cred, că strânge semnăturile, că se adună chiar în aceste momente, se adună semnături din întreaga Românie pentru domnul Pandele. Toată lumea vrea pe Pandele, vă dați seama. Bun. Și candidează și Firea, da, partea cui vrea. Ei în campanie cum vor spune? Cum? Se ceartă un pic? Păi bănuiesc că va, fi va încerca fiecare să-și... Hai să zice că ți-ajung oameni în turul 2. Dar domne, vor spune din casă, vor spune lucruri în legătură cu celălalt. Vor arunca... Nu puteți vota candidatul PSD-ului și pro-România. Oameni, bune, aveți nevoie de un independent. Candidatul PSD-ului nu cred că a mai făcut curat de, nu știu, de când Gabi? De 3 săptămâni? De 4? Vă spun, cine spală vasele în țara asta? Da. Și la noi acasă. Doamna Firea se spală doar pe mâini. În legătură cu orice problemă, asta e singura activitate care implică spălarea. Să se atace ăștia la persoană. Da, domnule, ar fi nebunie totală. Pentru că ei ar pleca în această cursă. Domnule, nu ne jignim, Gabi, uite, o să vorbim ca niște oameni, pur și simplu, vor încerca să ne contracandidăm omenește. Da? Și la un moment dat... Cu bun simț, ca într-o familie... Și am dat vor izbunii. Într-o familie mai există și contracandidaturi. Da, domnule, e clar. Se întâmplă lucrurile acestea. Va fi ceva extrem de penibil. Bun, dar între timp extrem de penibil a fost, nu știu, această întâlnire, cexul ăsta de astăzi în care... Cexul ăsta de penibil. Gabriela Firea a izbucnit la adresa doamnei Dăncilă și s-a pus cu reproșurile pe ea. Pe ea, s-a urcat cu reproșurile pe ea. Plecând de la ideea că doamna Dăncilă îi reproșea lui Carmen Dan că s-a trezit în spațiu public vorbind, făcând declarații, deși știm bine că nu se face așa ceva, niciodată. Nu te-a pus să declari așa, vine doamna Firea și contrarăspunde. Dumneavoastră sunteți prima care ați încălcat regula aceasta de a nu vorbi în afara partidului. Pentru că doamna Dăncilă s-a declarat posibilă candidată la președinție anterior. Da, dar cu multă modestie. Dacă ții minte, da, a zis să mă măsurați și pe mine, da, și să-mi lăsați pe toc așa cât am mai crescut. Dânsa a spus că nu ar vrea să candideze. Ea a început, mă măsura de ce? De curiozitate. Asta a fost prima declarație. De ce vă măsurăm și pe aia? Da, stat, bă, să fie acolo. Să nu mor proastă. Da. Chiar cred că așa a spus. Da, să nu mor proastă. Bun. Cum spunea Liviu Dragnea, s-a învățat-o de la Liviu, n-aș vrea să plec din viața asta ca un prost. În viața asta politică. N-a plecat ca un prost. Politică, da. Înțelegi? A plecat ca un condamnat. Ca un condamnat. Cu demnitate. Mă duc să-mi fac pușcăria și mă vom vedea. Cam asta mi s-a părut de reacție. Da. Eu mă duc să fac un pic de pușcărie, dar mă întorc. Nu mă întorc. Așa. Nu stau mult. Maxim 3 și 6 luni. Așa, și deci Gabriela Firea a acuzat-o pe Viorica Dăncilă. A spus că nu candidați după ați ieșit în public și a spus că vă puneți la dispoziția partidului. Da. Adică a fost o mică șmecherie. Primarul Capitalei a continuat tirul de acuzații și... Nu e primarul Capitalei, că mă deranjează când... Sună rău, sună rău. Nu mi-a amintit, nu mi-a răsut și cuțitul rar. Și uite, mai zice și despre treaba asta cu ALDE. Este o greșeală faptul că noi comunicăm cu ALDE prin intermediul declarațiilor de presă. Ar trebui să vă vedeți cu ei și să vorbiți ca oamenii, nu? Ei fac aceste declarații despre prezidențiale pentru că văd că noi ezităm. Zice Gabriela Firea în cex. Ia apărare ALDE, cum ar veni. Ar trebui să luăm o decizie și gata. Noi trebuie să chemăm pro-România la discuții cu toate cărțile pe masă. Haideți să luăm o decizie, să ne asumăm oricare ar fi candidatul, dar să zicem, domnule, ăsta e candidatul, să fie clară treaba. Să spunem așa, domnule, Gabriela Firea e candidatul. Să spunem o dată lucrurile oricare astea. Ar fi el. Hai că oricum Gabriela Firea din 2014 încerca să-l contracandideze pe Klaus Iohannis, ce-l ataca aia pe Klaus Iohannis. Eu aș vrea. Va veni acum iară și va spune. Domnul președinte, v-am mai întrebat de vreo 5 ani, nu v-am mai... Copiii aia din Canada, ce ori mai face? Ați mai vorbit cu ei? Cu ce asta e argumentul principal, da? Fi... Da, că a vândut copiii, a furat ea, nu știu ce, că așa și-a dus toată aia. O să-l întrebe acum. De 5 ani. 5 ani și n-ați făcut niciun copil ca președinte al României, știi? Adică, practic, ne dăm seama cât de jos poate duce Gabriela Firea discuția, pentru că ea a fost vocea campaniei electorale a Partidului Social Democrat în decembrie 2014. Și singurele lucruri pe care a fost în stare să le spună și să le dezvolte colegii ei de televiziune au fost următoarele. Că a vândut copii, până au apărut poze cu copiii aia vii, cu toate organele înăuntru, așa, bănuiesc că aveau toate organele. Păreau așa, măcar rovi. Și doi, că nu a dus mai departe moștenirea genetică domnul Klaus. N-avea copii. Astea au fost singurele două lucruri. N-avea copii, da. Pe care a fost în stare. Așa, a mai fost una, dar i-a fost cam frică să se ducă până la capăt. Că e luteran totuși. E totuși luteran. E creștin de luteran. Creștin luteran. Nu era ortodox. Astea erau cele trei contraargumente la Klaus Iohannis. Da. Bun, acum, pe de altă parte, este...
și acest contracandidat la prezidențiale, domnul Barna, ales de către cei de la USR, spuneai tu despre cei de la ALDE, că ar fi, domnule, și penibil cumva, mă gândeam, nu, da. să facă niște, un simulacru ăsta în care să decidă democratic cine este candidatul lor la prezidențiale. Da, adică să-ți vină... Să organizăm niște alegeri interne. Norica Nicolai, președintele României? Nu cred. Doamna Renate Weber, președintele României? Nu cred. Nu știu, adică ce oameni mai sunt la ALDE? Cine ar mai fi credibil în funcția de contracandidat pentru candidatură pentru la Tăricianu? Să facă așa un mare... Să credibil. Congres. La USR ți s-a părut că a fost ceva credibil? Bă, uite, la USR s-a întâmplat sâmbătă această chestiune în care Dan Barna a fost ales și a apărut o reușită a lui Dan Barna. Uite, a reușit să-i convingă pe membrii USR să fie el care e președintele partidului, el care... Am încercat să le spun. Dom'le, doar pentru că organizați la Teatrul Național nu înseamnă că trebuie să fie un circ sau un teatru sau o piesă sau o regie sau ceva predestinat domnului Dragnea, Barna. De ce fi zis Dragnea lui Barna? Eu știu, asta chiar mă mir și eu. Și eu mă mir. Nu. Dar fi ceva. Între ei. M-am gândit eu la ceva. Amândoi erau la Antena 3. Asta e singura Se simțeau foarte bine comun, acolo. Comună. Asta e singurul lucru momentan pe care l-au în comun. Cine a contra? Deci a fost așa, Dan Barna candidatul SR, domnul Goțiu candidat, ușor renunț la cât un nume, că da. Nu e așa. Un domn de la Ilfov, și un domn de la Prahova. Te uitai, te scăpau brazul de rușine la ei, mă, ăștia vor să fie președintele României? Dar de ce îi vrea, dacă ești așa, deci nu te știa colegul de partid, Era noi de partid, dacă candidez pentru președinția României, pentru candidatură la președinția României. Luăm o scurtă pauză și revenim și cu subiectul acesta și cu multe altele, 2-3 minute și ne întoarcem. Bună România!